egal viitorial de astăzi, îl desfășurăm într-o clădire monument istoric, la jumătatea secolului al XIX-lea, aici la hotelul Cimbru, și menționez acest lucru prin faptul că membrii Comisiei Centrale, acest prim mini Parlament al României, aici a desfășurat lucrările în orașul de pe malul Necopului, au fost aici casați. Cu timpul, clădirea a ajuns în proprietatea Consiliului Județean Franța, care, prin președintele său, domnul Marian Oprișar, a făcut rost de fondurile necesare ca această clădire să fie reabilitată, modernizată și extinsă și să fie amenajat un muzeu al Unirii. Altesa sa legală, principele Radu al României, a avut prilejul ca să ne facă, de fapt, onoarea, să viziteze în 5 martie 2008, anul în care a și fost de astfel inaugurat de către președintele României de atunci, și să aprecieze valoarea patrimoniului pe care îl avem aici expus și modul în care noi am reușit, ca un colectiv profesionist, să realizăm acest muzeu al Unirii, absolut necesar, în Focșani, orașul Unirii, oraș reprezentativ care face parte din trei capitalele Unirii, alături de București, Iași, Alba Iulia, Cernăuți și Chișinău. Acestea fiind spuse, lucrarea afeției sale legale, principele Radu al României, Castelul Peleș, are și o parte care ne interesează și pe noi cei de aici din oraș. În 1866, domnitorul Carol I a vrut să cunoască țara, să cunoască oamenii, să cunoască obiceiurile și datinile românilor. A vizitat foarte des țara în lung și în lat. În octombrie 1866, deci în primul an, a ajuns la câmpul lung Mușcel și aici ar fi dorit să își construiască o reședință de vară. A fost prima opțiune pe care domnitorul a avut-o legată de reședința de vară. A doua intenția sa a fost în vara anului 1867, când a ajuns la Poiana Mărului, comuna Jitia, atunci apartamentele județul Râmnicu Sărat, astăzi fac parte din județul Grancea, dar drumurile impracticabile l-au împiedicat să realizeze ceea ce își dorea. A treia opțiune a fost tot în Grancea, și anume în comuna Nărușa, același impediment, drumurile proaste, și s-a orientat spre Sinaia, unde a construit, în fine, această superbă reședință, Castelul Peleș. Lucrarea afeței sale legale, prințul principele Radu al României, este remarcabilă prin conținut, prin sursa de informare și este în același timp o reușită din punct de vedere grafic. De altfel, despre aceste două cărți care vor fi prezentate în cadrul acesta pe care ne-l oferă Muzeul Unirii din Focșani, am să rog pe doamna director Iren Arsene Mate să ne vorbească despre asta. Mulțumesc! Atenția voastră regală, domnule director, dragi invitați! Iată-ne ajunși aici, și aici, la Focșani, cu o lansare de carte simultană, o dublă lansare de carte și consider că este una din cea mai frumoasă variantă care am putut-o imagina ca albumul Alteței sale regale despre Peleș. Cred că ne-am auzit. Da. Cred că ne-am auzit. Nu? Cred că se aude. Da. Se aude. Da. Despre Palatul Peleș, despre Castelul Peleș, care este simbolul statalității noastre, și să alăturăm această minunată biografie care apare în colecția Cărțile Copilării.
biografia principesei Margareta, care vine să completeze colecția noastră de regi și regine. Și iată cum istoria se întâlnește cu prezentul, pentru că acum, în castelul Peleș, trăiește din nou principesa, eroina noastră din carte. Este o biografie scrisă de Adrian Cioroianu, ca urmare a discuțiilor avute cu adreța sa principesa Margareta, și este pe înțelesul copiilor. Membrii familiei regale, totdeauna de-a lungul istoriei, a avut o mare implicare în cultura scrisă. Au fondat, pe lângă cărțile pe care jurnalele sau poveștile reginelor sau alte opere personale, au fondat colecții, Cartea pentru toți sau să vorbim despre biblioteci, biblioteca din București sau din multe alte localități. Deci, această implicare continuă și credem că prin biografia principesei Margareta va ajunge la copiii noștri istoria, este pe înțelesul copiilor noștri și cred că dacă domniile voastre veți lua acest volum și veți citi împreună cu copiii, împreună cu familia, de îndată se va crea în jurul cărții acea atmosferă care ne va duce undeva ori în trecutul apropiat și putem să ne întoarcem să facem o reverență, ori ne punem întrebarea și ne gândim la această biografie a principesei care, eroina, sigur, trăiește diferit decât alte principese cu traseu mai fericit. La 40 de ani, în jur de 40 de ani, ajunge să vină în țara sa și să declare atunci că se întregește, de fapt, sufletul și persoana sa. Această carte a ajuns deja la sfârșitul săptămânii trecute în localități și comunități din județul Constanța, dar de asemenea a avut o lansare foarte frumoasă și la București. Continuăm și la Târgul de Carte Gaudeamus, dar astăzi ne-am oprit și la Ploiești și mergem mai departe până la Bacău. Așadar, ne bucurăm că și dumneavoastră ne-ați primit și poate prin dumneavoastră și la Focșani se va citi cu plastare și cu bucurie această carte. Vă mulțumesc frumos! Domnilor și domnilor, vă mulțumesc foarte mult că ați avut generozitatea să veniți astăzi în acest loc plin de înțelesuri și de istorie pentru a ne întâlni. Vreau să știți că niciuna din vizitele mele la Focșani nu are loc fără un anume fel de emoție și de sentiment de afecțiune. Fiindcă, nu știu de ce, probabil datorită puternicei tradiții pe care o aveți în ospitalitate, în literatură și artă și, de asemenea, în dezvoltarea economică a țării, Focșanul este mereu mai mult ca o casă decât ca un oraș. Îi treci pragul, simți că ai intrat într-o familie de oameni și într-o comunitate. Multe au fost întâlnirile aici și la
minunatul teatru, care e o clădire de o frumusețe concurând cu cele mai bine realizate clădiri din sud-estul Europei, iar mai recent cu Trenul Regal, care a oprit aici și care ne-a făcut să trăim cam așa cum trăim atunci când citim Castelul Peleș sau povestea unei principese care își servește națiunea într-un fel de realitate amestecată cu poveste. Și Trenul Regal e o poveste pe roți, este singura reședință regală care se mișcă și care aduce cu ea un secol de istorie românească. Ca și Castelul Peleș și Trenul Regal adăpostesc și bucurii și necazuri, și momente tragice și momente fericite, dar mereu poartă cu sine ospitalitate și porți deschise tuturor. Castelul Peleș este o carte pe care cred că societatea românească o merită de mult, nu doar acum în 2017, în luna mai. Însă faptul că a avut într-un an atât de important pentru județul Vrancea, pentru municipiul Focșani, pentru întreaga țară, în miezul a doi ani, care înseamnă atât de mult pentru noi, ca identitate națională, 1916, când am pornit războiul, și 1919, când ne-am văzut roadele efortului nostru plătit cu sânge, cu prea mult sânge. Acești doi ani, în miezul cărora ne aflăm, fiindcă suntem în toamna anului din mijloc, au inclus în scrierea lor atât în Moldova în mare, fiindcă inima țării a fost la Iași pentru doi ani, cât și județele printre care se numără al dumneavoastră pentru jertfa care a trecut așa ca un fel de ploaie peste toate pământurile acestea pline de necazuri și de tragedie. Noi n-am avut în viața noastră, cel puțin generația mea, ocazia să trăim o sărbătoare națională așa cum se cuvine. Ea era fie confiscată, fie excesiv lăudată, fie trâmbițată, dar de doi ani încoace trăim în toate comunitățile și la toate etajele societății o sărbătoare adevărată, așa cum ar trebui să fie, și noțiunea de patriotism. Și cum, din fericire, începe să fie simțită și înțeleasă în societatea românească. Am început cu luna mai, anul trecut, în 2016, când s-a întâmplat că familia regală a împlinit 150 de ani, nu numai în același an, dar în aceeași zi, în care ceva mai târziu s-a făcut și independența României și, ulterior, suveranitatea ei prin regatul care a fost proclamat în aceeași zi de fiecare dată. Academia Română a împlinit și ea 150 sau 151 de ani, cum vrem să considerăm, fiindcă și 1866 și 1867 sunt date fundamentale pentru instituția culturală supremă a națiunii noastre. La fel, Constituția României a fost promulgată de principele suveran tot în 1866 și dumneavoastră, care sunteți elita vrânceană, ar fi bine să le spuneți celor care, din ignoranță, susțin că noi ne-am născut ca la stat modern în 1918. Fac această greșeală frecvent intelectualii noștri și demnitarii noștri. Ba unii dintre noi credem că România s-a născut în 1989. Ca să nu mai spun că erorile sunt mai multe decât atât, dar nu e
momentul acum să criticăm pe nimeni. Statul român modern s-a născut în 1866 și nu avem dreptul să-i ciurtim nici măcar o zi din existența lui, fiindcă a fost plătită greu. La acea zi fericită în care șeful statului de atunci, Carol I, a pus semnătura pe Constituție, a fost prima oară în istoria noastră când statul în care trăiam purta numele de România. Și e prima dată în articolul 1 al legii fundamentale când se spunea că suntem o țară care își desenează destinul cum dorește ea, nu cum doresc alții. Prin actul vizionar pe care l-a făcut atunci, el a fost aproape un pic mai devreme decât vremurile, fiindcă nu era nici societatea românească, nici Europa de atunci gata să accepte ce scria în acest document. Cu toate acestea, el a trecut și noi putem spune astăzi că avem un secol și jumătate de istorie modernă. Tot atât are și povestea Castelului Peleș, fiindcă deși nu a fost ridicat în 1866, așa cum frumos a spus gazda mea mai devreme, ideea ridicării acestui edificiu, deopotrivă casă de om și edificiu simbol, instituție care să încarneze statalitatea românească, s-a născut atunci, în lumile care au fost evocate. Vizita la ceea ce urma să se numească Sinaia s-a făcut pe 6 august. Dacă faceți o hoteală câte zile erau de la venirea în 10 mai, intrarea în București, o să vedeți că s-a grăbit foarte mult să ajungă în locul acela, în munții Carpați, pe care nu i-a mai părăsit niciodată decât atunci când a plecat de tot din această lume. Dacă aveți răbdare să citiți volumul, care e foarte atrăgător, e un obiect frumos, atrăgător, tânăr. Fotografiile sunt în mod deliberat alese să fie noi, proaspete și colorate, viu colorate, pentru a nu da impresia că albumul este o pagină de cercetare istorică. Sunt și fotografii vechi, dar ele sunt făcute la o dimensiune și așezate în grafica volumului, astfel încât să dea loc celor viu colorate și contemporane, fiindcă povestea Castelului Peleș are un înțeles foarte puternic de contemporaneitate. Noi ne-am chinuit, chiar și atunci când nu eram încă în situația de a-l vizita, să spunem că atât instituția coroanei, cât și reședințele ei sunt părți vii din viața noastră, nu obiecte muzeale. Palatul Elisabeta și vâncenii au trecut pragul acestui palat și al grădinii fiecare an, este un loc viu, un loc în care astăzi se consolidează țara, nu se trăiește din amintiri. Iar faptul că Dumnezeu a vrut ca după atâta sfărâmare care s-a produs în țara noastră în acei ani, în 48 până în 89, la care se poate adăuga și anii care au urmat un deceniu cel puțin de ambiguitate și de rătăcire, de necunoaștere, de zbatere, fiindcă societatea noastră s-a zbătut în acești ultimii 27 de ani, mai mult decât a trăit sau a construit. Toate acestea sunt părți din prezentul nostru, nu din trecutul nostru. Așa s-a ajuns ca în anul jubileului de 150 de ani al familiei să se înregistreze 77% din populația țării care era de părere că familia regală are un rol bun sau foarte bun în dezvoltarea românească și volumele pe care Curtea Veche le-a scos la lumina zilei mult mai multe decât s-a spus aici, cu se numără cu zecile, au fost posibile și pentru că națiunea, societatea românească avea nevoie de ele. Curtea Veche n-ar fi publicat niciodată 40 și ceva de volume în 9 ani, dacă nu aveau în mâna cui ajunge.
dacă societatea n-ar fi avut nevoie de ele, nu le-ar fi publicat sau le-ar fi publicat degeaba, le-ar fi ținut într-un depozit. Ele au ajuns la oameni, fiindcă oamenii le-au cerut. Și toate acestea sunt spre binele societății, spre consolidarea ei. Volumul de povești este ceva foarte frumos ca simbol, fiindcă a transforma membrii familiei noastre în personaje de poveste este ceva ce merge și în tradiția românească, o țară care a avut basme și povești încă din vremurile medievale timpurii, dar merge și frumos pentru timpul prezent, fiindcă nu multe sunt personalitățile din viața noastră de astăzi care inspiră poveste. Unele inspiră teamă, altele inspiră milă, altele inspiră neîncredere sau indiferență. Puține ființe omenești ale zilelor noastre, care sunt contemporane cu noi, ne inspiră o poveste. Unul din aceste personaje este regele nostru și sunt fericit că acum și următoarea generație pe care el o lasă, adică cea a principesei moștenitoare, calcă pe urmele generației anterioare a părinților. Sunt deci foarte bucuros că această idee, acest mesaj, acest simbol a ajuns astăzi și la Focșani. Avem încă parte de o zi însorită, deși mergem foarte repede către toamnă și iarnă. Și vă mulțumesc pentru găzduire, așa cum mulțumesc încă o dată dumneavoastră că ați venit și vă doresc, deși e puțin prea devreme, să aveți sărbători fericite și un sfârșit de an frumos. Ați onorat județul nostru, așa cum ați făcut și la Moldova.